acum o fază, mingea se duce în bară, cu noroc scapă Schellenberger de primirea unui gol. Cade mingea acolo, neatinsă de nimeni din careul gazdelor. Un pic uluiți fundașii și portarul lui Schellenberger la această fază. Posesie câștigată ușor de Corvinul, pasă bună lui Coman din nou în centru și un șut care îl forțează pe Roș ca să intervină. Frumoasă fază, ce bine a curs atacul Corvinului. Corner pentru oaspeți. S-a întins Roșca după această minge. Bate Bradu, mingea deviată de Coman. Aproape și el de gol, după ce i-a servit pe colegii lui de câteva ore, acum încearcă el poarta. Bate Neacșa, se duce lângă bară, mingea scoate din nou Alex Roșca. A doua minge periculoasă pe poarta lui, a treia ocazie pentru Corvinul. Acum minge pe poartă, se dă fault la Roșca. Marius Coman a încercat să dea cu capul. O centrare lui Gâț cu capul, ocazie pentru Schellenberger, cea mai bună ocazie pentru echipa lui Niculescu. Vișici trimite cu capul, cred că e a doua minge trimisă pe spațiul porții adverse de către Schellenberger. Bate Neacșa, mingea cu capul, din nou bară, a doua bară în această partidă. A doua bară pentru Corvinul Hunedoara. A bătut bine Neacșa acest corner. Marius Coman